gust adevărat de cârnat, troznește membrana, miroase a fum, că vedeți că sunt într-o zonă în care este plin de fum, deja mă ustură ochii de atâta fum, dar să iau și ultima bucățică, o să vedeți despre ce e vorba. Începuturile acestui produs se pierd în timp. Unii merg cu originile produsului până în vremea dacilor. Nu știu dacă este așa sau nu, dar știu că pe la 1780, în zona Radului, documentele arată că prin târguri se întâlneau producătorii de virșli din zona Zarandului și cei de dincolo de Apuseni, din țara Hațegului. Și în târgurile din Hațeg, Deva sau Alba Iulia, negustorii de virșli erau nelipsiți. Numele produsului vine de la cârnații bavarezi Würstle și au intrat în vocabularul popular ca virșli. Unicitatea acestui produs este dată de faza finală de preparare, procedeul de coacere simultan cu cel de afumare. Din ce faceți virșliește? Materia primă este carnea de oaie și carnea de capră. Carnea de oaie, bineînțeles, carcasele, care să fie de o calitate bună, conținut de grăsime, conținut de carne macră. Ei, specificul lor este carnea de oaie. Asta îi definește în primul rând. De unde ai învățat să faci? Păi i-am învățat de la părinți, de la bunici. Noi îi moștenim. Eu sunt a treia generație, care face virșli. Copilul meu este a patra generație care face virșli. Am o curiozitate. I-am văzut și ambalați și în cuptor. La început au văzut telespectatorii foarte pe scurt. De ce sunt câte doi? Păi vedeți că ei sunt așezați pe bețe. Așa. Bețe de alun. Deci aici este un specific, bețele de alun, așa, pentru ca să se coacă foarte bine și să fie ușor de manipulat. Deci fiecare virșul este produs per pereche și pus la cuptor, de unde bun, și acolo. Poți să ajungem și la cuptor. Da. Poți să ajungem și la sigur cuptor. Că da. Ei au o dimensiune anume? Asta e dimensiunea? Nici nu cât sunt aici. Să zicem undeva 20 la de centimetri. 18 și 20 de centimetri. Asta e dimensiunea? Sunt mai mari? Sunt mai mici? Deci avem pe mai multe categorii. Deci asta este dimensiunea care se pretează mai mult pentru restaurante, pentru meniurile din restaurante, iar pentru clienții care iau persoane fizice, o avem o altă dimensiune mai mică, care a fost cea moștenită tradițională din Moș. Cât de mică e aia mai mică? Cea mică este undeva la 10 cm. E cam jumate din lungimea perechilor expuse. Ca cum se vinde pe la târguri, ar cam fi o porție, nu? Deci două bucăți de 10 cm. Da, ar fi o porție, deci. Bețele de alun sunt rezistente la greutatea cârnaților și la temperaturile din cuptorul de coacere și afumare. Câți ani ziceai, Mata, că ai? 77. Mulți înainte să fii sănătos. De când faci virșli? Facem virșli de când eram copil mic, de la bunici și de la părinți. Și mai departe rămâne băiatul meu, Ivănescu Florin, și nepotul meu. Ce pui în amestecul de carne? În amestecul de carne, prima dată punem sare. Da. La urmă punem așa... Hai să o luăm pe rând. Cam câtă sare și cum? La ochi, cum faci, Mata? Punem la gust. Așa a fost tradiția, nu punem nici la kil, nici la 100 de grame, la nimic, nu punem după cantitatea respectivă, ci noi punem, tradiția a fost după gust. Bun. Așa a fost tradiția și așa o menținem. Nu, prima dată punem sare, aici la preparat când vinim, sare. Adică. Și la urmă punem boia iute, care punem iară tot după gust. Faza aceasta lantă, care urmează, punem usturoi, tot de tradiție, care e original. Usturoi care se mănâncă, dacă vrei să fii sănătos, poți să mănânci usturoi. Gol. Și atunci... Dar ce înseamnă original când spui, Mata? Adică, cum e usturoiul ăsta? Usturoi de casă. Usturoi de casă. Da. Asta e ideea. Da, de casă. Usturoi de casă. Da. Și a patra fază care o facem cu piperi. Tot după gust. Punem apă,
toate condimentele astea care e necesar, care e nevoie la cantitatea respectivă după gust și la urmă e foarte bună. Trebuie să facem și ouă? Da, păi sigur că da, sigur că da, sigur că puteți să gustați, să vedeți. Dar acum, acum este gata sau nu? Este gata, cu tot încrederea puteți să gustați. Nu se întâmplă nimica. Am ajuns că să ne luăm un malaxor nou, că ni s-au stricat utilajele. Și acum ăștia sunt mai bune, sunt mai performante. Da, costul e mai mare, la buzunar, la bani. Și atunci am redus din cheltuielile celelalte și ne-am băgat pe ăsta și-o trebuie să ne luăm. Da, obligatoriu. Dar din ce ați redus? Din ce cheltuieli ai redus? Păi din cheltuielile, din toate cheltuielile câți. Ai făcut o socoteală? Am făcut o socoteală, am făcut, măi, reducem din asta, din asta, din asta, stăm așa, nu ne luăm haine, nu ne luăm încălțame, nu ne luăm cutare și reducem ca bătrâni. Așa, stai cum poți și ce-i strictul necesar. Dar înainte, înainte să fie malaxorul, când nu, erai atât tânăr, da, când făceai, cum se amestecat? Nu, avem noi malaxor. Fii bunul meu. Punem o troacă din asta, nu știu dumneavoastră, o troacă din asta așa patrată, țărănească, de lemn, care erau oameni care le făceau din ăștia. Și băgam carne acolo, puneam apă, condimente, treburi și noi ne făceam malaxor. Cu mâinile, pac, 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 până tot întorceam, până lega. Și era tot așa performantă ca și asta. După ce Nea Florin a pregătit amestecul în camera de preparare, Gabi și Flori dau formă compoziției, și dimensiune, și pereche. Eu m-am uitat, am fost atent la, la ce se întâmplă acolo. Mațele sunt umplute cu amestecul specific, dar ce face la cuțitul ăla înfipt într-un fund de lemn? Și numai când mă uit așa, îmi vine să-mi retrag degetele, că mi-e un pic teamă. Ce face acolo? Practic e o procedură prin care se taie perechile, dar el este, formatul respectiv este moștenit. Așa l-am moștenit și eu de la bunici, de la părinți. Un cuțit, un cuțit înfipt în lemn. Într-un tocător, exact, în lemn. Asta, asta vreau să te întreb. Da. Nu există un aparat care să facă... Există un aparat, dar fiindcă totul la faza asta, aproape totul este manual, atunci și farmecul tradiției se regăsește în procedura de aici. Dacă tot îi tai aici în cuțitul ăsta, cum de nu curge prin capătul ăsta? Nu curge pentru că îi pișcăm la fiecare capăt, fiecare pereche în parte. Stai, stai să vin lângă tine ca să-l ajungi și mi-am vrut. Cum adică îi pișcați? Că nu înțeleg. Îi luăm în fiecare pereche, fiecare capăt de bișu, îi pișcăm un pic și atunci ei nu curg deloc. Uitați, asta dacă îl las așa curge, dacă îl iau, nu mai curge. Mm-hmm. Eu curge. Bețele de alun, înnegrite de atâta fum, sunt umplute cu perechile tradiționale și pregătite de copt și afumat. Am ajuns la partea finală, unde sunt băgați la țărâna, tantitina, am da, înțeles, nu? Da, da. Așa. Ăsta este cuptorul. Vino tu lângă mine, te rog frumos, ca să vedem ce se întâmplă aici. Și de ce este deosebit aici față de alte procedee asemănătoare, să spunem, adică procedee cu fum. Tantitina, dumneata ce faci aici? E locul în care te ocupi de virșli, da, partea finală? Partea finală. Adică ce le faci? Aici îi coacem. Hițuirea, cum se zice, dar e coacerea. Ce înseamnă hițuirea asta? Coacere? Coacere la lemnul foc, la lemnul uscat de fag. Nu se face cu altceva, numai cu lemn uscat de fag. Tantitina, mă uit la ochii matale, este așa de mult fum aici că îi ții aproape închiși. Așa, cam da. Cât timp îi coci acolo? Prima șarjă, la aproape 3 ore, în jur de 2-3 ore. A doua, a treia, o oră până la 2 ore. Asta de ce e așa mult la prima, că se încălzește da, cuptorul? Da, se încălzește mai greu prima dată. Da. Și când știi că e gata? Păi când mațul s-a umflat. S-a umflat și când e prins, el se prinde aici, când e prins la capăte, atunci îi dăm mai tare foc și rușește, că e natural, ați văzut, și se fac rușii și umflați și atunci știm că e gata. Diferența între afumătoarea noastră tradițională și celelalte afumători este că
produsul nostru se coace la o temperatură foarte mare, în jur de 100 de grade Celsius. El nu este fiert, ci are nevoie de o temperatură foarte mare să se coacă membrana. Te rog să-mi spui, de ce crezi dumneata că este bun cârnatul ăsta? De ce e bun virșliul ăsta? E bun fiindcă e 100% carne și totul tradițional. Usturoi, proaspăt, membranele de oaie, e totul tradițional românesc. Nu-i nimic băgat altceva în ele. E totul tradițional și de-aia lumea le place vișli de sălaș. Chiar avem magazin la Hunedoara și acolo mi-a spus că vișli ea bun de sălaș, îmi spunea o doamnă. Și când îl băgăm în apă, când clocotește apa, atunci 2-3 minute și se umflă și când îl rupi, se are zama aia în el și de o bunătate foarte bună. Totul e tradițional, natural. Văd că te mândrești cu produsul ăsta. Da. Îți pare păi bine, îți crește inima, nu? Păi îmi crește inima că toată lumea spune vișine de sălaș. Eu mă ocup în mod special de vânzarea acestui produs. De 21 de ani fac acest lucru și se pare că m-am descurcat. Dacă socotiți la final de lună că ați ieșit pe plus, înseamnă că da, v-ați descurcat. Da, am început și am deschis mai multe puncte. Primul nostru punct care l-am deschis a fost în Petroșani. Dar se spune că este așa de bun și are tradiție în spate încât se vinde singur, așa e? Nu chiar singur. Are tradiție în spate, dar să știți că foarte mult contează și persoana care vinde produsul. Câți copii aveți? Doi copii, fată și băiat, 18 și respectiv 15 ani, care au fost alături de noi de mici. De mici îi duceam în piața din Petroșani, aveam un cărucior, așa un pic mai mare, în care îi țineam pe amândoi. Diferența între ei fiind de 3 ani. Deci, au crescut cu virșii. Le plac enorm de mult, da. Da, fac și treabă? Fac și treabă și nu numai, ne ajută foarte mult. Fetița se ocupă de imaginea firmei. De exemplu, aceste ambalaje au fost create de ea personal. Bravo, felicitări! Ea a ales culorile, ea a ales grafica, absolut totul creat de ea. Asta a fost un picuț din experiența voastră și din povestea cărnaților virșli de sălaș și cu partea de vânzare. Dar trecem în sfârșit și la partea de gustare și colegii mei sunt și am urmărit tot fluxul vostru tehnologic aici la Carmangerie. Am tot mirosit, am tot văzut ce se întâmplă, dar nu proba știți finală. Ce vă așteaptă. Hai să vedem o să fie o adevărată bucurie a papilelor gustative. Ia să vedem. Sunt foarte savuroși și pur și simplu simți că nu te mai saturi de ei. Deci cu siguranță o să vă placă. Este eu am numit-o o minune regională care are o savoare tradițională. Mulțumesc, mata mi-a zis că ai mai stat cu noi de vorbă, dar ai așa multă treabă la cuptor că nu poți să lași nesupravegheată partea aia de cuptor. Așa este. Nu se poate lăsa nesupravegheat o oră, două, trei, nu se poate. Atunci rămânem noi să muncim aici și să mâncăm și du-te dumneata și distrează-te la fum. Da, poftă. Să rămână! Virșlii pot fi mâncați crud uscați, pe pâine, bucăți tăiate și amestecate cu ceapă, pe grătar, imediat ce au fost scoși din cuptor sau copți și fierți, așa cum ne-a dat tanti Tina. O să și rup o bucată ca să vedeți că este coaptă, este numai bună pentru a fi consumată. Deci se poate consuma cu toată încrederea. Ia să consum și eu puțin. Vă rog. Ia să vedem. Partea finală a ieșit de la cuptor, chiar încă sunt calzi. De ce troznește așa în dinți? Din cauza că ei au ieșit și încă sunt calzi și au ce le trebuie. Cei fierți merg cu o combinație interesantă și ciudată, la gust. Dar de ce a spus și boia alături de muștar? Pentru că sunt anumite persoane care doresc să servească în acest mod, împreună cu boia. Muștar cu boia? Încercați, da. N-am încercat niciodată. Să încercați. Așa? Așa. Sigur e bun? Eu așa zic, că nu are de ce să nu fie bun.
Un pic iute, gustul de la muștar. M-am temut că e boia iute și că... Nu, nu e iute. Vreți să ne faceți o farsă? Nu, nu fac eu farsă. Nu e foarte bun. Insist să vă demonstrez încă o dată. Ia uitați. Nu e așa că doar la auzul... Da, așa. Răspunsul este da. Doar la auzul, da. Să mai gustăm și combinația asta n-am... Uite, tot am câștigat să spunem ceva în afară de a vă prezenta cărnații virgili și secretul lor, o să revenim eu la secret. Această combinație de muștar cu boia pe un cărnat din carne de oaie și de capră, eu n-am mai încercat niciodată. Pe final mă întorc la secretele pe care am încercat eu în tot felul, n-am reușit să spun prea multe secrete, dar ar trebui să încerc să le spun telespectatorilor. Proporția între carne de capră și oaie. Cam care ar fi proporția? Nu mai dai nicio cifră, m-ai plimbat aici pe fluxul tehnologic, dar n-am înțeles nimic. Da, proporția este covârșitor în favoarea cărnii de oaie. E undeva de peste 70% carne de oaie. Dar vorbeam de secret. Secretul e dragostea, e pasiune, pe lângă celelalte lucruri, materie primă de calitate, răbdare multă la cuptor pentru a ieși șarja în condiții optime. Ați văzut că pe ambalaje scrie Victoria. Da, Victoria este numele fiicei noastre și totodată în familia noastră toți bărbații poartă numele de Victor. 1, 2, 3 și... La nivel de țară, virșli este atestat ca produs tradițional. Florin a depus acum 2 ani actele pentru atestarea la nivel european.